Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl ziditorul, ce-a înfrățit în neamul meu Sfântul Crez cu dorul. În al preasfinția voastră, în al preasfințite Părinte Arhiepiscop Timotei, stimate domnule europarlamentar, domnule președinte și domnilor vicepreședinți ai Consiliului Județean Arad, domnilor deputați, domnule viceprimar, stimate domnule președinte al Camerei de Comerț Arad, dragi invitați, iubiți oameni, dragi copii, adolescenți și tineri. Un mare cărturar al neamului nostru spunea că în istoria și în parcursul poporului nostru, din totdeauna și pentru totdeauna s-au auzit și se aud trosnind pașii lui Dumnezeu. Fără doar și poate, l-am simțit și le simțim îndeaproape pe Dumnezeu alături de fiecare dintre noi. Noi, ca și popor ortodox român, am știut din totdeauna prin strămoșii noștri, prin bunicii și străbunicii pe care Dumnezeu i-a așezat în viețile fiecăruia dintre noi, să așezăm un buchet frumos alcătuit din credință, din port popular și din tradiție, înțelegând că acestea sunt valorile pe care, în adevăratul sens al cuvântului, dacă ne așezăm, putem să înaintăm frumos. Evenimentul din această seară așează acest frumos buchet alcătuit din credință prin purtătorii de reverende de haină preoțească din spate, prin purtătorii veșmintelor populare așezați aici și prin frumosul cânt tradițional, înțelegând că în felul acesta nu facem altceva decât să primim de la înaintoași și să fim responsabili de cele pe care le așezăm mai departe înspre cei care vor urma după noi. Dragi oameni, Consiliul Județean Arad și Centrul Cultural Județean Arad și Arhiepiscopia Aradului găzduiește în această seară acest frumos eveniment prin care ne invită pe toți să mai lăsăm puțin din goana noastră, din fuga noastră, să ne îndepărtăm puțin de zgomotul și gălăgia în care rânduiește Dumnezeu să trăim astăzi și să privim ceva mai atent înspre cele care sunt cu adevărat prețioase pentru fiecare dintre noi, sufletele noastre. Acest eveniment este pentru suflete și din suflete așezat pentru fiecare dintre dumneavoastră, cei care ați ales să răspundeți invitației noastre. În centrul evenimentului de astăzi este omul prin care Dumnezeu lucrează minunat, omul pe care Dumnezeu l-a ales să se așeze înaintea inimilor fiecăruia dintre noi și să trezească multe conștiințe. Părintele Constantin Necula, căruia îi adresăm un călduros bine ați revenit la Arad. Înainte de a-l invita pe părintele Necula la microfon, vă invit să îi ascultăm mai departe pe membrii corului psaltic Sfântul Ioan Damaschin, dirijați de părintele Gabriel Streulea, acești oameni minunați care vorbesc atât de frumos despre România și în mod special despre Arad în toate locurile în care invită Dumnezeu. Au fost prin Italia, au fost prin Polonia, prin Germania și Austria și peste tot au povestit frumos despre Arad și despre arădeni și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Alături de ei, în fața lor, sunt membrii orchestrei Rapsodia, conduși de domnul profesor Vasile Rus, oamenii aceștia faini pe care Dumnezeu i-a așezat în orașul nostru, aducând atât de multă bucurie prin instrumentele pe care le mânuiesc atât de bine. Să facă Dumnezeu ca această seară să fie prilej de binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Corul psaltic Sfântul Ioan Damaschin, Orchestra Rapsodia, într-un frumos program național folcloric. Doamne ajută!
ce să faceți? Ce să faceți cu asta? Da.
Făcându-mă purtător de voce pentru toți cei care aplaudă în această sală aici, Domnul să vă păzească într-un mulți ani fericiți. Mulțumim!